Bine v-am găsit la ziua de vineri, 8 martie. La mulți ani doamnelor, domnișoarelor, mamelor, bunicilor, surorilor, soțiilor, celor care ne urmăresc aici. Pe unde există o doamnă, îi urez tot ce poate fi mai frumos pe lume, să se iubească pe ea, să se descopere pe ea, să nu aștepte validare din altă parte, ci să se privească în oglindă și să își trimită singură bezele. Darul meu pentru un astfel de moment va fi, nu există încă, nu-l căutați, va fi acel oracol scop de lună martie pe care probabil îl voi filma în acest weekend, care urmează, vreau să spun, probabil pe duminică seara sau luni dimineața, deja îl veți vedea acolo și de data asta mă voi referi la Eternul Feminin, să vedem ce transmite Universul, luna nouă și toate celelalte într-un moment de 8 martie, o lună a femeii. Ca luna viitoare, în aprilie, să ofer și oracolscop de eclipsă. Am mai făcut acest tip de analize, să zicem așa, de etalări, mega etalări și așa mai departe și în alți ani, cred că și anul trecut, cred că și acum 2 ani dedicat doamnelor, încât domnii, nu înseamnă că nu e pentru voi, e pentru doamnele din viața voastră, poate trebuie să descoperiți ceva la ele, poate trebuie să aflați niște secrete ale sufletului feminin pe care poate acest gen de etalări vi-l poate destăinui pe aici pe acolo, de ce nu? Încât stați cu ochii pe acest canal de YouTube, dați un click pentru pe abonează-te, pe clopoțel, ca să fiți anunțați când apar noutățile. Nu uitați că există și toate horoscoapele lunii martie și deocamdată atât e în plan. Evident, vom vorbi și mâine la horoscopul de weekend pentru că vom avea un weekend cu luna nouă. Practic, luna nouă va fi pe 10. Astăzi avem un eveniment, astrologic vorbind. Și de data asta e o conjuncție foarte frumoasă, foarte blândă, o conjuncție perfectă dintre Mercur și Neptun. Un element de tandrețe, de romantism, de șoapte frumoase la ureche, încât, domnilor, profitați de un astfel de moment pentru declarații de dragoste, pentru a face complimente, doamnelor, nu doar floricele, ci și vorbe frumoase. Mercur cu asta se ocupă. Ajung și gândurile bune, dacă vorbele vă lipsesc, pentru că energia unui Neptun în pești și trage pe Mercur alături e de intimitate, e de tet-a-tet, e așa de șoapte la ureche, de seri romantice, de ce nu? Perfect pentru a scoate doamnele în oraș și să le spuneți vorbe frumoase, măcar de 8 martie. Deci primiți un mare dar de la Mercur și Neptun. E o energie a mesajelor divine pentru cine nu se duce la restaurant să bea ceva bun, deși o astfel de combinație ține foarte mult și de beție, beția cuvintelor, beția intimității, beția sentimentelor, putem fi așa un pic într-o lume paralelă, conform unui Neptun în pești, dar cine nu are de-a face cu zona romantică, sentimentală, să fii un pic atent în această perioadă, nu doar azi, evident, de câteva zile și îmburmeată și altele, să fiți atenți un pic la visele pe care le aveți, ce mesaje primiți în vis. Pot fi vise, avertisment, de anunțare a unor evenimente, de atenționare, așa parcă vi se aprind niște beculeți acolo, sau pot fi mesaje divine, motivaționale, inspiraționale, soluții care vă vin pe calea visului, dar nu numai, ci și a intuiției. Peștii, Neptun în pești, combinația asta vorbește de intuiție care e mai mare ca oricând. Ascultați-vă ori vocea de sus, din astral, de la îndrumătorii divini, de la prin meditație, prin rugăciune, prin ceea ce folosiți să intrați în conexiune cu sferele înalte, dar și din interior. Zona foarte lăuntrică, intuiția voastră, vocea interioră, spiritul, normal că e și de acolo ceva. Și vă spun lucrurile astea de câteva zile pentru că și Lilith joacă un rol în perioada asta și soarele este tot acolo. Deci putem spune așa că mai pe departe, dar și soarele formează deja o conjuncție. Conjuncția cu soarele va fi pe 17 martie. Acum e Mercur primul la cabinetul lui Neptun să primească niște îndrumări și niște sfaturi și niște mângâieri, de ce nu? E ca cu rol de balsam acest Neptun. Eu o văd o planetă foarte bună, blândă, parcă-i miere, cam așa este, încât da, miere, puneți miere în glas, puneți miere în vorbe,
urările de 8 martie, lăsați-vă creativitatea să zburde, pentru că peștii sunt poate cei mai imaginativi, cei mai creativi, mai ales în domeniul ăsta de vorbe frumoase. Sigur pot fi și vorbe de alea, din păcate, înșelătoare, se poate și asta, încât, hai să zicem, să scoatem pe 8 martie din peisaj, încât aveți grijă și ce vi se spune, că poate vi se fac niște promisiuni de alea mărețe și cum își bagă și coada și un lilit pe acolo, să nu se îndeplinească aceste vorbe mărețe, declarații de dragoste, cerere în căsătorie, promisiuni de alea mărețe, promisiuni inclusiv de angajare. Cineva vă promite un job, cineva promite ceva măreț, pentru că e foarte probabilă și energia iluziei într-un astfel de moment. Poate uneori avem nevoie să ne autoiluzionăm sau să fim amăgiți un pic de vorbe dulci. Unii au nevoie de această ridicare a moralului, de mamă ce frumoasă ești, ce grozavă ești, nu neapărat la capitolul femei, dar să nu fie și acolo niște păcăleli, că există așa o umflare a unui balon al iluziilor, amăgirilor, imaginației, fanteziei, o zonă foarte fantasmagorică. Poate norocul este acel Lilith din punctul diametral opus, care este într-o zonă extrem de cerebrală. Lilith ne atenționează. Lilith este un drăgușor de ăla care vede că noi am umflat acolo un balon. Wow, ce mare balonul al iluziei, al iubirii, al frumuseții, vieții, al mamă, ce vise minunate acolo. Și vine drăgușorul ăsta și pac, face cu un ac o gaură în balonul nostru și s-ar putea să ne desumflăm. Poate trebuie să ne desumflăm, poate prea umflăm balonul ăla din multe puncte de vedere. Fiecare cum simte. Dacă unii avem nevoie de această măgire, o să pompăm acolo sau o să ni se pompeze acest balon din tot felul de direcții. Dar poate trebuie să-l desumflăm pe aici pe acolo și atunci intervine draga de Lilith, care are ea grijă să ne aducă cu picioarele pe pământ, uneori așa, prin niște nimicuri, prin niște detalii aparent nesemnificative, dar ia câtă necesare să revenim în realitate. Dar dacă vrem să visăm, să dăm drumul la visare, la vorbe dulci, la amăgeli, la tot felul de astfel de stări, de beatitudine, de beție, de orbire, da? Este și un moment de orbire, dar foarte bun. Deci conjuncțiile au și o parte pozitivă, ne dă imaginație celor care avem nevoie. De exemplu, artiști în perioada asta ar trebui să aibă inspirație din belșug. Unii s-ar putea să aibă inspirație din belșug, nu știu cine, poate să fie pictorii, scriitorii, poeții, wow, poeții ar trebui să le curgă cuvintele gârlă în perioada asta, fotografii, dar totuși este un Lilith acolo, încât s-ar putea să genereze și un oarecare blocaj de comunicare. Parcă vor să spună, își aud acolo muza în ureche, cum le suflă ceva, dacă îmi pun mâna pe hârtie sau pe penel sau pe ceva, nu iese nimic. Probabil trebuie să mai așteptați un pic, să se mai elibereze energia lui Lilith, că totuși mai este pe acolo încă o vreme și artiștii să-și pună acolo inspirația în sertar, că e benefică pentru ceea ce au ei de creat. Sau pentru oricine, la urmă urmei, că toți suntem creatori pe anumite planuri ale vieții, inclusiv creatorii propriei realități. Cam atât am de zis. Este, deci, urmează un weekend cu și mai multe evenimente. Mamă, pe 10 o să fie bombardament astral, mă rog, cu foarte multe aspecte și o schimbare de zodie și o lună nouă și niște aspecte, nici nu știu dacă am să le prezint pe toate la momentul respectiv, dar până una alta, hai să celebrăm momentul acesta special cu flori, cu inimioare, cu vorbe frumoase, cu urări, că toți avem Doamne dragi în viața noastră, dar ne avem și pe noi, Doamne dragi, cele care ne iubim așa cum suntem. Cum suntem, nu contează cum suntem, dar suntem bine. Nu uitați că suntem și în acea aglomerație de planete în perioada asta, toate planetele în doar 3 zodii, mamă ce îngrăvădeală, un buchet de flori, ce să mai vorbim, e un buchet de flori prins jos cu funda lui Lilith,
Lilith e funda, dar poate e o Lilith și așa este o energie feminină, nu uitați lucrul ăsta. E o energie feminină curajoasă, una cu tupeu, este, se zice despre Lilith că era prima soție a lui Adam, care a fost un pic mai îndrăzneață, mai independentă. E, deci este acel minunat, imaginați-vă, un buchet de flori, toate planetele, așa în doar trei soții, gândiți-vă, și în partea cealaltă ca funda buchetului Lilith, care dă, potențiază acest buchet de flori pe care îl dăruiesc eu tradus în stilul meu, așa cum mă pricep. Vă invit acum în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente, și să ne bucurăm de eternul feminin de pretutindeni. La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, mamelor, surorilor, soțiilor dumneavoastră! Voi, berbeci, sunteți visătorii numărul 1 ai zodiacului, artiștii numărul 1 ai zodiacului. Zonele cele mai intensificate pentru voi sunt casa 11-a, care de fapt este un sector al viitorului, deci ce facem când privim spre viitor? Visăm, dar totodată și casa 12-a, care tot o zonă a visului. Visele interioare, visele exterioare. Încât voi sunteți într-un moment în care parcă vi se oferă toate instrumentele necesare pentru materializarea acestor vise. Să le transpuneți în realitate, să nu rămână la nivel de vai ce frumos ar fi, ci să faceți ceva în această direcție. Ce rămâne de văzut, aveți în folosință toate instrumentele. Ce drept, deocamdată totul parcă e acolo, în interiorul vostru, parcă sunteți la fază de planificare, parcă puneți totul pe un tabel, poate extrem de detaliat, poate prea detaliat chiar, poate vă pierdeți în amănunte, Lilith poate vă face să vă pierdeți în amănunte și imaginea de ansamblu încă nu o vedeți foarte clar. Sigur că Lilith aia vă mai trage un pic de mânecă, vă mai zice vise minunate, bravo, dar cum le faci? De aia probabil vă cere detaliere, planificare, programare, programare mentală, programare pe hârtie, programare de toate felurile, să nu lăsați nimic la voia întâmplării. Frumoase vise se nasc în mintea voastră în perioada asta și posibile, chiar dacă energia vărsătorului de multe ori e utopică, energia peștilor de multe ori e iluzorie, dar totuși aveți acolo niște planete care vă susțin foarte bine, și pe Pluto și pe Saturn. Hai să zicem, Neptun e visătorul de serviciu. El s-ar putea să vă trimită acum și către niște zone prea de tot. Dar poate aveți nevoie de această imaginație, inspirație, motivație, visare. De ce nu? A visa e pe gratis, știți cum se spune. Nu vă cere nimeni bani să dați drumul la vise. Că din toate, cu cât mai multe, cu atât mai mari șansele să se materializeze cât mai multe dintre ele. Când ai un singur vis și nu se întâmplă, ne plăștim și ne suntem dezamăgiți. De aia e nebunie de planete acolo. Gândiți-vă, sunt 8 planete în total în sectorul ăsta al marilor vise ale voastre. Cât din 8, măcar 5 tot se îndeplinesc. Trebuie să le găsiți metoda de a le pune în aplicare. Și mai e ceva. Mercur ăsta, care este acolo în conjuncție cu Neptun, vă cere, bine să spun, tăcere, discreție. Nu vorbiți despre ele. Nici nu știți cum Lilita să-și bagă coada printr-un mic răutăcios care vă aude visul și numai gândul. E o perioadă în care gândurile se materializează, numai gândul, invidia, răutatea, critica, cârcotelele pot genera blocaje în ceea ce vreți să faceți. Tăcere. Faceți, gândiți, puneți în aplicare, faceți și după aceea o să vorbiți. Cu cât sunteți mai tăcut, mai misterios, mai în lumea voastră, cu atât mai mari șansele să le vedeți îndeplinite. Evident, nu zice nimeni că se vor materializa pe gratis, și, sau ușor, sau repede, sau peste noapte. Nici vorba de așa ceva. Mai este și un Saturn acolo implicat care zice, lent, hai, încetul cu încetul, arăm noi terenul ăsta, dar răbdare. De aceea preferabil ar fi
să nu spuneți la nimeni ce vreți să faceți. Trimiteți în univers, scrieți-vă o scrisoare, planificați-vă, visați cu ochii deschiși, dar nu spuneți nici măcar celui mai drag om din viața voastră. Că uneori, doar prin simplu fapt că verbalizezi un lucru cui nu trebuie, asta e problema, să nu vi se fure ideea, să nu facă fâs ideea, să nu se strice ceva din toată planificarea asta pe care o faceți în cele mai mici amănunte. Taurii, țineți bine de ceva. Aveți sentimentul ăsta de, vine să spun egoist, dar un egoist era benefic, posesivitate, da. Trebuie să luptați pentru ceva ce vă aparține. Că s-ar putea să mai fie cumva și alții cu ochii pe lucrul ăla, lucru, dreptul pe care tocmai l-ați obținut și mai sunt unii care tare ar vrea să aibă și ei același lucru. Tocmai v-ați îndrăgostit și vă vine să vă afișați cu iubirea vieții, mamă, e pe acolo un inamic care tare ar vrea și inamic cu iubirea vieții, dacă nu chiar aceeași iubire a vieții. Vă afișați cu o mașină, vă afișați cu un job, vă afișați cu un vis împlinit, dar sunt acolo niște privitori ușor negativiști care cu energia lor negativă de la Lilith citire, că Lilith este o săgeată de gânduri, chiar și gânduri oarecum negative, vă pot strica bucuria. De aceea, într-un astfel de moment, când aveți ceva care vă bucură, care e al vostru, care vi se cuvine, nu spuneți la nimeni. N-am spus în introducere că un Mercur în conjuncție cu Neptun în Pești generează multă tăcere, dar e tăcere de asta benefică, tăcerea e de aur. Taci și suportă, taci și fă, taci și bucură-te de ceea ce ai. Că voi aveți ceva acolo cu care, da, vă simțiți bine, vă place ceea ce ați obținut sau ceea ce urmează să obțineți. E un vis împlinit, clar, dar sunt și alții cu ochii pe același lucru, mai ales cei care au avut și ei un vis similar și nu l-au împlinit. La voi funcționează perfect să moară capra vecinului. Voi aveți o capră și aveți alături un vecin care vă vede că vă lăudați cu capra. Nu vă lăudați cu capra, lăsați-o acolo în staul ei să-și mănânce iarba. Ea voastră, bucurați-vă de asta, e dreptul vostru. Că numai privirea, hai să zicem, ușor malițioasă, invidioasă, răutăcioasă a altcuiva, vă poate îmbolnăvi capra. Gemenii, Mercur este guvernatorul vostru și astăzi Mercur este în brațele lui Neptun și este o poziție foarte bună pentru voi. Aveți niște motive de bucurie, poate chiar fericire. Un vis împlinit, sunteți apreciat, niște vorbe bune la adresa voastră, o rezolvare cu brio a unei situații, dacă nu chiar și șansa de a vă evidenția din multe puncte de vedere. Încă mai este și conjuncția Soare, Saturn, acolo, într-o zonă foarte înaltă, este un reflector îndreptat către voi. Dar și reflectorul ăsta, mai ales că reflectorul ăsta are și o împământare undeva într-o zonă foarte realistă, foarte crăcotașă, normal că apar și răutăcioșii de serviciu, care s-ar putea, culmea, s-ar putea cei la care nu vă așteptați să vină cu niște comentarii la adresa voastră. Poate unele comentarii benefice, sunt momente în care s-ar putea să aveți niște lucruri minunate cu care vă lăudați, dar sunt un pic utopice, iluzorii și aveți acolo pe cineva care vă mai trage cu picioarele pe pământ, un părinte, un frate, cineva zice stai, stai, minunat ce vrei tu, dar nu cumva prea sus ai ridicat ștacheta. Vă simțiți pe val din multe puncte de vedere, vă simțiți, nu întâmplător aveți pe val. E un val de apă, ce să mai vorbim, Neptun, acolo, Soarele, în Pești, Mercur, atâtea planete în Pești, sunt patru planete în Pești. E un val, nu? S-a format un tsunami benefic în viața voastră, iar voi, pe val, știți să faceți surfing pe valul ăsta. Dar totodată cineva
stă cu ochii pe voi, poate stă cu ochii pe voi să nu cădeți de pe valul ăla, poate este un protector, un gardian care zice stai, dacă la nevoie să intervin de urgență, să te aducă picioarele pe pământ, metaforic vorbind, ori e, da, cel care, căruia nu-i convine că vă vede acolo. Așteptați-vă și la mici neplăceri, dar s-ar putea exact această atitudine să vă inspire vouă putere, încredere, tupeu, nepăsare, indiferență, jumătate fiș, cam asta este, că sunteți cel mai tare din parcare, nu? Racul, sunteți implicat în niște activități care s-au împotmolit un pic, nu de mult, probabil. Și v-ați bătut capul cu planurile respective. Indiferent despre ce e vorba, cu niște cheltuieli și nu știți de unde să mai scoateți bani, cu o relație care a ajuns într-un impas, cu o agendă arhi-încărcată la serviciu. Era mult pe umerii voștri în anumite puncte de vedere. Și parcă s-au adunat și mai multe în ultima vreme. Dar probabil această conjuncție, Mercur, Neptun, într-un punct foarte înalt pentru voi, pentru unii poate chiar pe mijlocul cerului, vă inspiră sentimentul ăla de detașare. Sunteți în lumea voastră. Da, e lumea la picioarele voastre se agită, se dărâmă, se întoarce pe dos, e o furtună, dar voi sunteți undeva acolo într-un turn de fildeș unde totul e frumos și bine ar fi să rămână așa. Sunteți un visător, sunteți un idealist, sunteți într-o lume paralelă, dar de ce nu, la urmă urme? De ce să stați ancorați în realitatea agitată, stresantă? Mercur în Fecioară generează stres. Aveți niște motive de stres. Toată lumea are un motiv de stres, dar parcă nu și voi. Sunteți acolo, voi sunteți mirosiți florile, voi pictați, voi sunteți niște artiști. Repet, bine ar fi. Poate da, un pic izolați, un pic departe de lumea dezlănțuită. Cine știe, aveți spiritul ăla de poet, de boem, de artist neînțeles, de artist în lumea lui. Și de ce nu, la urma urmei? Dacă lumea înconjurătoare, realitatea de zi cu zi vă repugnă, vă obosește, vă stresează sau îi stresează pe alții și parcă încearcă și să vă tragă și pe voi în această banalitate, faceți tot posibil să rămâneți în lumea aia frumoasă și iluzorie, de ce nu, măcar o perioadă. Leul, energia asta a peștelor pentru voi, ce se întâmplă acolo, este o energie transformării, nu? E casa 8-a, e casa morții și renașterii din multe puncte de vedere, dar hai să zicem a transformării. Se produce aplicați o formulă magică în viața voastră, un hocus pocus, un abracadabra, o mantră, o afirmație, niște cuvinte cu rol transformator. E un Mercur în conjuncție cu Neptun acolo care parcă are iz de magie, în sens benefic. Bun, poate face și altcineva magie cu voi, așa este, un abracadabra asupra voastră și intrați în magia acelei persoane. Se poate și lucrul ăsta. Un seducător, o femeie super frumoasă, niște vorbe de alea meșteșugite, deci poate fi și sentimentul ăla de hipnoză, intrați în mrejele cuiva. Dar poate și voi vă puteți folosi de acest beneficiu. Și că pentru voi înși vă vreau să spun. Da, se poate și asupra altora, de ce nu, să fiți voi magicianul de serviciu pentru alții. Dar parcă voi urmează să emiteți o intenție în univers, cuvinte, că de ce e vorba de Mercur, poate cu iz foarte metaforic, foarte simbolic, abstract, de ce nu, o melodie, un pentru artiști, cine se pricepe să creeze, dar chiar și îmi vine să spun, chiar dacă postați pe Facebook o melodie, o luați în YouTube și o distribuiți mai departe, are un mesaj melodia aia, sau o poezie, sau o poză, sau o pictură, sau ceva, sau o primiți voi, se poate și asta. Și de aia zic că are un mesaj de transformare,
transformațional, nici nu știu cum să-i spun. Din momentul ăla, parcă intră în voi simbolul respectiv. Știți cum, mai primim așa cu toții pe WhatsApp, nu mai spun de momentul ăsta, cred că o să fie plin WhatsApp-ul și Facebook-ul și de toate de urări, dar printre acestea veți vedea probabil o imagine, da. Crol, dincolo de ghiocei și floricele, parcă primiți o mantră, primiți o afirmație, primiți formula magică, primiți o soluție, o îndrumare, un cuvânt, un mesaj, da, un mesaj divin poate să vină de acolo. Sigur, poate să vină și la urechea voastră, să vină cineva să vă transmită lucrul ăsta, poate să fie intuitiv, de ce nu, poate ați visat ceva azi noapte. Ascultați un mesaj, traduceți mesajul, că nu e un mesaj negru pe alb, la mulți ani, femeie, ce frumoasă ești. Nu, e mai mult decât atât. E poezie acolo, e metaforă, e... Nici nu știu cum să-i spun. O să vedeți. Ce mesaj, poate a și venit și încă vă chinuiți ce vrea să spună, dar mai devreme sau mai târziu ceva generează voi, naște în voi, creează în voi, schimbă în voi acest mesaj. Și care poate fi un mare punct și de la capăt de acum înainte. Fecioara, normal că Lilita aia își mai bagă coada. Asta e, va fi vedeta momentului pentru voi și e la voi în ogradă. Și ea este o creatoare de sens pentru voi. În unele cazuri, recreează un sens, îl distruge pe la vechi, vă aduce cu picioarele pe pământ, vă pune becul pe sensul pe care merge și vă zice nu e bun, tu nu vezi că nu merge nicăieri drumul ăsta, ce-o fi, relație, afacere, mod de gândire, mentalitate, regim de viață, rutină, viciu, obișnuință, ceva vă arată, uite, măi, chiar nu vezi că nu îți face bine lucrul ăsta, dar vă arată și varianta salvatoare. Mercur este guvernatorul vostru și Mercur este în brațele lui Neptun, Neptun fiind psihologul zodiacului. Mercur este în brațele psihologului. Hai să zicem îndrumătorului. Și aici poate fi vorba de oricine. Vă veți simți precum un copil în brațele părintelui care îi dă povețe, îl mângâie, îl îmbărbătează, îi zice cât de bun este. Și de asta probabil sfatul pe care o să vi-l dea Neptun de data asta e cum să vă abateți de la drumul ăla pe care vi-l arată Lilith că nu e bun. Metaforic vorbind, vă zice lasă-te de fumat. Știu că tot e exemplul pe care îl dau. Da, e cel mai inofensiv dintre toate. Că dacă încep să zic de băutură sau de păcănele sau de sex, o să ziceți că sunt rea cu voi. Nu, fumatul e cel mai nevinovat. Vă arată Lilith, unora, evident, uite, nu îți face bine, ți-ai dat seama că nu te simți bine, cheltui bani, ceva nu e în regulă dacă tot nu te lași de fumat. Și uite, varianta salvatoare vă arată Neptun. Veți primi niște sfaturi în perioada asta. Vin oameni care vă dau sfaturi, părinți care vă sfătuiesc, profesori care vă sfătuiesc, oameni înțelepți care vă sfătuiesc, dacă vreți să-i auziți, evident. Că unii, nu. Lilith în zodia voastră vă face și foarte încăpățânați. Dar sfaturile care vin de la alții, clar de la alții, și poate nu așa direct, măi băiete, uite ce sfat am eu pentru tine, filme pe care le vedeți, o conferință, un podcast, o etalare în tarot, un horoscop, ce vreți voi, o discuție cu mama, ascund în spate un sfat benefic, clar benefic, care vă poate scoate din lucrul ăla pe care vă e greu să-l schimbați. Poate nu e vorba de fumat, dar e vorba de mentalitate, dar e vorba de mod de gândire, de ce nu, că pe undeva poate nu e atât de bine, cum gândiți o situație, cum o priviți, cum ați înțeles-o. Chestiuni mentale, clar, și Lilith este foarte mental și Mercur este foarte mental și se leagă așa cumva, vă vin niște ponturi pe care dacă o să le implementați o să vă schimbe total mentalitatea, atitudinea de viață, concepțiile, convingerile și drumul de acum înainte. Voi balanțele veți primi ajutor, poate la serviciu, poate aveți un proiect pe rol în care nu găsiți voi soluția,
S-ar putea să fie alături de voi un personaj dintr-o altă generație decât voi, ori mai mare, ori mai tânără, care vine cu acest pont, cu... Poate nu vine cu ceva pe tavă, uite, aplică soluția asta. Poate un exemplu, vorbește despre ceva, vă inspiră ceva, că e o perioadă inspirațională. Dacă nu e vorba de un colaborator, coleg de serviciu sau ceva de genul, de undeva tot vine această inspirație. Numiți-o inspirație divină, dar de fapt nimic nu e întâmplător. Treceți pe stradă, vedeți un mesaj pe o pancardă și parcă vă pică fisa în momentul respectiv. Asta e, vi se aprinde beculețul. O idee, un aha, știu ce am de făcut, o iluminare. Că erați în ceață total până la momentul respectiv. Erați înotați în ape tulburi. E, dintr-o dată apele alea s-au liniștit, s-au sedimentat și în apa curată vezi până departe, nu? Cam asta vedeți și voi, aveți o perspectivă asupra sensului în care mergeți. Până acum orbecăiați, nu vedeați decât de aici până acolo, într-o mare ceață, în planul cu pricina. Pierdut un pic în detalii, într-un hățiș parcă de aspecte. E parcă v-ați mai ieșit așa un pic din hățiș, nu? Parcă e mai larg, e mai aerisit, e mai răsfirat așa spațiu. Primiți așadar această inspirație care vine într-un fel sau altul către voi, puneți în aplicare, căutați ce se ascunde în spatele acestui mesaj, traduceți-l într-un fel sau altul, pentru că s-ar putea să fie un fel de răspuns la o mare dilemă de-a voastră. Parcă reface stabilitatea vieții voastre, vă recăpătați un pic echilibru, un sentiment de răsuflat ușurat odată cu informația care vine către voi, dar într-o formă destul de metaforică, artistică, poetică sau greu de înțeles de oricine. Scorpionul, aveți niște motive de divertisment, îmi vine să spun. Poate chiar aveți ocazia de a ieși în oraș, de vă invită iubitul la un pahar de vin. Poate e și un sentiment de romantism, da, mai degrabă romantism. În fond, peștii, pentru voi, acolo unde este marea conjuncție de astăzi, peștii sunt într-un sector ori al bucuriei vieții, și de-aia am zis, poate un motiv de distracție, de sărbătoare, hai să o începă dreaptă, fie că vă invită iubitul, soțul, partenerul, pe doamne, sau se adună gașca de fete și ieșiți pe undeva, aveți motive de bucurie, de realmente sărbătoare. Vă oferiți un dar, de ce nu, vă luați singură flori, precum în cântecul lui Miley Cyrus, chiar dacă sunteți singure, da, poate mai ales doamnele, singure care n-au de unde primi niște vorbe dulci, parcă își găsesc ele această bucurie. Gen, ei și puțin îmi pasă. Îmi cumpăr singură flori, mă duc singură la dansă, vorba cântecului. Vă oferiți un motiv de bucurie. Sigur că poate veni și din alte părți motivul de bucurie. Se adună gașca de fete, vă duceți undeva în oraș, poate chiar și cu iz cultural, vă duceți la un spectacol, de ce nu? Vă umpleți sufletul de motive de bucurie, casa de flori, masa de flori, vă răsfățați trupul, vă răsfățați mintea, vă răsfățați auzul, simțurile, toate simțurile, de se aude clinche de pahare, muzică, dans pe acolo, ceva bun de mâncat, pentru bucurie. Daruri pe care, dacă nu vi le face nimeni, de ce nu vi le faceți singure, doamnele? Sau dacă sunteți domni, cei care mă ascultați, fiți generoși. Niște doamne din viața voastră așteaptă gesturi plăcute. Și mama, pe de-o parte, și iubita soție, pe de-altă parte, și prietenele, pe altă parte. Vai, voi, beți domni, cât chin aveți într-o astfel de zi. Dar probabil merită, pentru că veți vedea zâmbete reale, sincere, pe chipul celor care vor primi aceste daruri. Săgetătorul,
Cineva vine către voi cu un sfat foarte înțelept, vine să-i spun. Cine vă transmite ceva, informație, îndrumare, mângâiere, vorbe de duh, știe ce spune. Ori poate fi o persoană foarte experimentată, trecută prin viață, matură, bătrână, înțeleaptă. Ori știe ceva dintr-un domeniu pe care voi de-abia îl tatonați, un fel de expert, specialist într-un anumit plan. În unele cazuri, poate sfatul cu pricina vine de la un reprezentant al bisericii, medicinei, psihologiei, un îndrumător spiritual. Știa, voi dați o conotație terapeutică, vindecătoare, liniștitoare, salvatoare, iluminatoare, revelatoare, parcă îi trimis lui Dumnezeu acest om, de îi dați o semnificație specială, nu e o întâlnire oarecare. Are ceva să vă transmită care vă lasă pe gânduri, așa, și da, poate, nu numai că vă lasă pe gânduri, poate vă clarifică niște gânduri, de aia știe. E răspunsul, e verdictul, e clarificarea, nu e ce-ar fi să, e, uite, asta ar fi cea mai bună variantă, nu impune. Nu inspiră nimic impunere, așa faci ca altfel, nu, vă insuflă, vă inspiră, vă influențează, da, vă manipulează, dar în sensul bun. Prezintă un caz acolo, nu e vorba despre voi, e vorba despre altcineva, dar voi vă regăsiți în cazul respectiv și stați așa un pic cu ochii în zare și ziceți, măi, parcă-i povestea mea, parcă-i problema mea, parcă-i situația mea, și așa puteți primi răspunsuri, da, vedeți un film și parcă e despre voi, ascultați o melodie și parcă e despre voi, prezintă șeful o situație la ședință și parcă vi se aplică vouă, de aia stați un pic atenți la dincolo de cuvinte. Mesajul vine altfel. Pentru unii poate chiar inspirațional, în vis, prin intuiție, o anumită inspirație. Dar la unii poate veni așa, o discuție acolo, între patru ochi, da, cu multă, în intimitate. Sigur că se poate solda și cu declarații de dragoste și cu cereri în căsătorie, dar și cu niște planuri pe care vi le faceți împreună cu cineva pe aceeași lungime de undă. Un om, un spirit înrudit la urma urmei, indiferent despre cine e vorba. În unele cazuri, de ce nu, poate fi și o întâlnire de suflete înrudite, n-aș spune pereche. Un om pe care îl simțiți așa pe aceeași vibrație, dar acel om a venit în viața voastră să vă învețe ceva, să vă dea din cunoștințele sale, din informația sa, din experiența sa de viață. De aceea stați cu urechile pâlnie la ce vine către voi prin diverse persoane care vă inspiră acest sentiment de înțelepciune. Capricornul. Sărbătoare, nu? Apoi dacă e motiv de sărbătoare, profitați de această sărbătoare. Că e momentul ideal de adunare a oamenilor. E momentul perfect să fiți cu persoana iubită tet-a-tet, cum n-ați mai avut timp de mult. Poate nici la Valentine n-a fost atât de tandru personajul de lângă voi, cum poate fi acum. Cu prietenii, cu prietenele, dacă ies doamnele așa în gașcă de fete, poate fi o seară foarte reușită. Nu vor lipsi complimentele, vorbele bune, dar nu-i nimic fals în ele, nu e fățărnicie. Mamă, ce bine stă rochia asta, dar pe la spate vă vine să o mușcați. Nu, ce vine către voi vin sincere aprecieri și, bineînțeles, oferiți în egală măsură. E un schimb acolo, reciproc avantajos de vorbe frumoase. Dacă nu vine la bărbați, de ce nu și femeile pot să facă același lucru? Dar, repet, în totală sinceritate. Deci nu spuneți ceva cuiva dacă nu credeți în lucrul ăla. Că nu e corect. Dar dacă vedeți ceva ce vă place la cea din fața voastră, fiți darnic în vorbe. Cineva are nevoie de aceste vorbe mari pe care le spuneți, repet, adevărate.
Uneori nu prea reușim să spunem. Chiar dacă ne place ceva la cineva, ne e jenă să îi spunem o vorbă bună. Cineva tânjește, are nevoie de cuvintele astea ca de o vitamină, ca de un medicament, ca de o salvare. Cui veți spune aceste vorbe minunate, chiar trece printr-un moment de oarecare neîncredere, de dezamăgire, de supărare, nu se place pe sine, iar vorbele pe care le spune sunt o ridicare a sa dintr-o vibrație joasă. Și voi puteți trăi același lucru. Cineva poate vă simte că sunteți un pic așa obosit, stresat, supărat, dezamăgit de ceva și o astfel de vorbă frumoasă poate să vă readucă zâmbetul pe buze sau flori sau daruri, de ce nu, sau invitații sau telefoane sau mesaje sau vorbe dulci în prag de seară. Se poate și asta. Pentru foarte mulți poate fi o zi de-a dreptul romantică în care cineva va fi ridicat în slăvi, bine să spun, da, prin vorbe mari, dar necesare unui suflet care chiar are un moment de slăbiciune. Voi, vărsătorii, s-ar putea să simțiți nevoia de un pic de liniște, poate chiar. Deși zi de sărbătoare, sună telefoanele, curg mesajele, WhatsApp-ul se umple, lume multă în jur, sunt 4 planete în zodia voastră, deci lume se perindă prin viața voastră. Dar ori nu vă regăsiți în aceste medii, ori chiar și în aceste medii voi sunteți așa o prezență foarte misterioasă, foarte tăcută, foarte interiorizată. Unii nu știu ce se întâmplă cu voi. Poate aveți nevoie de un dram de detașare, de distanțare, izolare, de ce nu, de singurătate, dar nu e o singurătate de aia suferindă. Poate aveți nevoie de o singurătate terapeutică. Sau poate unii chiar sunteți într-o astfel de situație de însingurare, dar care are și ea rol de încărcare a bateriilor. Gen, vă duceați în fiecare an de 8 martie undeva. Uite, acum nu vă duceți. Stați în casa voastră sau vă oferiți vouă ceva, poate o nevoie de a fi voi cu voi, cam ăsta e sentimentul, voi singuri, singure poate mai ales. Ba chiar undeva către seară, Luna și Venus se întâlnesc în ograda voastră, bun, și cu Marte se întâlnește Luna pe parcurs. Deci Luna și cu Venus, o energie puternic feminină, poate pe unele doamne vă închid așa în podă, bine să spun, în turn, dintr-o nevoie de a fi cu voi. Vă duceți voi la un film singure, în cazul în care nu veți accepta niște invitații pe undeva. Cum sunteți un spirit independent, multe doamne vor da dovadă, bine să spun, chiar un spirit de frondă. Lăsați-mă în pace cu 8 martie, cam asta o să spuneți. Eu mă iubesc pe mine, n-am nevoie de florile unui partener, n-am nevoie de urările nimănui ca să mă simt eu bine în pielea mea, mai ales femeile, da, pentru că aveți Luna în ograda voastră. Luna în conjuncție cu Marte, în conjuncție cu Venus, cum este în conjuncție și cu Marte și cu Venus, feminitatea pentru unele doamne e, cum se numește asta, declarație de independență. Nu îmi trebuie mie 8 martie, nu îmi trebuie mie floricele, nu trebuie mie urări. Eu sunt eu bine cu mine. Singură, cuc, dacă e nevoie. Independentă, de fapt nici nu e singurătate, e independență. Spiritul independent, mai ales al femeilor, se va simți. Pentru unele vărsătoare, pentru că unele vărsătoare sunt de felul lui, lor foarte curajoase, îndrăznețe, sigure pe ele. Da, unele veți refuza sărbătoarea de 8 martie. Sau chiar dacă o celebrați, o să o celebrați într-un stil foarte personal, foarte atipic, împotriva șablonului societății în care vă aflați. Făcând ceva numai feminin, nu vine să spun, în unele cazuri nu e feminin.
faceți ceva ce ar face bărbații, faceți ceva ce nicio altă femeie, da, poate nu face. Da, voi sunteți niște originali prin definiție, încât veți fi împotriva curentului feminin sau feminist, sau tocmai prin asta feminist, dar la modul ăla revoluționar, precum sufragetele cândva care luptau pentru niște drepturi. O femeie capitan, cam asta îmi inspiră energia zilei pentru multe, revoluționară, Ioana Tarc, acolo pe Metereze, care are un mesaj de transmis, un exemplu de dat cuiva, că cine știe, poate sunteți o femeie cu mesaj pentru un număr mai mare de alte doamne care n-au curaj să spună ce gândesc. Peștii, 4 planete în ograda voastră și care vă, încă 4, că de pe 10 încolo pleacă Mercur, dar și cu conjuncția lui Mercur acolo în ograda voastră, unde în conjuncție cu Neptun, chiar cu guvernatorul vostru, încât vorbele, gândurile, declarațiile, tot ce iese din minte, dar se transformă în cuvânt, e poezie pură pentru voi. S-ar putea să fiți niște artiști prin definiție, să faceți cele mai frumoase urări, complimente, aprecieri la adresa altora. Sigur că puteți să le și primiți, fără doar și poate. Nu înseamnă că doar sunteți un generator de vorbe frumoase, dar și primiți vorbe dulci. Și când zic vorbe dulci, pentru unii poate chiar declarații de dragoste, de ce nu? Declarații de apreciere, complimente adevărate, sincere, frumoase, care vă ating, vă înduioșează. Mulți veți fi înduioșați, dar și înduioșători, îmi vine să spun. Tot ce spuneți e plin de sensibilitate, căldură, simț artistic, de ce nu, niște artiști prin definiție, dar și ce vine către voi, măcar un mesaj din ceea ce vine către voi, parcă e mesaj divin. Parcă e exact ce aveți nevoie. Poate chiar un răspuns vine către voi. Dar vine într-o formă foarte simbolică, metaforică, abstractă, așa printr-un canal de comunicare, nu de asta direct, un telefon, uite mai asta e răspunsul. Nu, vine așa, parcă e o pictură pe pereți, parcă e un cântec la radio, dar pe care voi, clar, sunteți niște talentați și veți ști să-l descifrați. Poate fi și un mesaj cu conotații spirituale foarte profunde. Hai, nu legăm neapărat de 8 martie de azi, dar de aia trebuie să fiți atenți la ce citiți astăzi, la ce inspirație vă vine, la ce vă transmite intuiția, că s-ar putea să fie o îndrumare divină ce primiți acolo. Ia-o pe acolo, n-o lua pe acolo, fă aia, nu face aia. Un sfat benefic, dar e răspunsul la o întrebare trimisă de mult în univers. De mult v-ați uitat voi în sus și ați zis, ce să fac? Să fac așa sau să fac așa? Probabil o decizie de luat. Și vine răspunsul într-un fel sau altul. Cu alte cuvinte, intuitiv veți ști ce aveți de făcut. Mai ales dacă era vorba de o răscruce. Știți pe ce cale să mergeți, sunteți convins că e varianta cea mai bună, sunteți liniștit că în sfârșit nu mai stați în intersecție și nu știți încotro. Poate vine de undeva această clarificare, dar cred că vine din interior. Voi veți ști în sfârșit pe care din cele două căi e bine să mergeți. Asta e ziua de 8 martie, doamnelor și domnișoarelor, să vă bucurați, domnilor să vă trăiască doamnele din viața voastră, nu le aveți, căutați-le, că e plin de doamne care își caută jumătatea, la mine ajung foarte multe doamne care nu-și găsesc partenerii, iubirile, cum și mulți domni ajung la mine la consultații că nu-și găsesc doamnele. Apoi cum de nu se întâlnesc aceste entități în căutare? Toți căutăm fericirea pe undeva. Și de ce nu trebuie să ieșim în întâmpinare? La mulți ani, să vă bucurați de această zi și să ne vedem bine și la horoscopul de mâine, care de fapt este de lună nouă.